întâmplat că invitatul din această seară, domnul Vladimir Voronin, nu a binevoit să ne onoreze cu prezența, de aceea nu va fi difuzată emisiunea. Din păcate, refuzul a venit mult prea târziu ca să mă pot reorienta. Suntem în campanie electorală, politicienii se află pe teren și, la fel, vreau să fac o precizare. În cadrul emisiunii în această perioadă sunt invitați pe rând liderii partidelor parlamentare. Atât. Am o curiozitate. Ce motiv a avut domnul Vladimir Voronin sau cum și-a motivat refuzul? Am fost sunată și mi s-a spus că domnia s-a răcit. Acesta este motivul pentru care nu poate participa la emisiune. E o întreagă epopee. Discuțiile au început acum 2 săptămâni. Urma să participe la emisiunea de lunea trecută. Nu s-a întâmplat pentru că tot luni m-a sunat și m-a rugat să amânăm pentru o săptămână, lucru pe care am acceptat să-l facem și iată-ne după o săptămână în aceeași situație. Din păcate, este pentru prima dată în 6 ani de existență a emisiunii în care un invitat nu se prezintă, iar emisiunea nu este difuzată. Pentru lunea viitoare, în schimb, sper să obțin acceptul tuturor liderilor alianței. Sunt invitați în studiul emisiunii în profunzime. Deja am lansat invitațiile și aștept răspunsuri. Îți doresc succes! Mulțumesc! Să nu vină gripa până săptămâna viitoare! Mulțumesc! Continuăm cu alte...